gimnastică! Acum mama vorbește cu Dana ca să o primească pe Teo. Teo, ce pe gimnastica! Și cu cine ne-am întâlnit? Sara! Salut, Sara! Bună! Joacă! Nu-ți place? Da, cu mare o fi. Așa! Hai, poftă mare! Mulțumim! Bravo, Teo, succes! Dați like dacă vreți să-i dăm Teodorei. Eu nu vreau să-i dau, dar dacă adunăm multe, multe like-uri, îi dăm să guste niște cola. Nu prea-mi place numărul de like-uri, tu încă nu ai apăsat. Hai, te rog eu să apeși. Salut și bine ați venit cu noi la un nou vlog într-o zi toridă de vară. Din câte vedeți, locul de joacă este gol, goluț. Pentru că e foarte cald în Bacău astăzi. Și frige dacă te dai cu noi ceva. Noi am venit să ne luăm o înghețată de la VT Ice. De fapt am venit pentru altceva. Am venit să luăm ștampila firmei, dar ne-a greșit-o și trebuie să așteptăm să o corecteze. Da. Ce faci, Bri? Toate am hainele lui Bri. Sunt prea mari, salut! Uite, popi, dimpăluri, wow. Tot ce vreți. Uite, din tare! Fetele vor înghețată. Produsul ăsta nu cu ce? Sepele și afine. Te-ai luat înghețată? Și voi, fetelor, ce v-ați luat? Geleu. Și am primit o veste. Așa, vezi, din întâmplare. Ne-am întâlnit cu doamna de la gimnastică, da, doamna de serviciu care le iubea foarte mult pe fete. Și ne-a spus că doamna de la cealaltă grupă are nevoie de copii. Și? Mergem cu Teo. Mergem cu Teo la gimnastică! La cât de tare își dorește ea? Și da, pe tine! Mai încolo pe tine! Mara, ce părere ai? Ești de acord? Uh-huh. Teo? Dar nu mai vreau la acelea. Nu! La domnul la care a fost Izi te duci. Și Dita mai la cătul? În curtea școlii prin care treceam ca să ajungem mai repede. Trebuie să ocolim, dar ajungem noi! Așa că? În altă parte. Dar pe aici este deschis. Haideți. Deci tot o scurtăm. După 6 ani de frecventat drumul ăsta, cunoaștem toate scurtăturile. Încercăm să-i oferim șanse și Teodorei, pentru că își dorește foarte mult să fii de zâmbăreață. Tu ce vrei, Bri? Doamna mică. Tu vrei o doamnă mică. Mara, îți mai aduce aminte de locul ăsta? Wow, e schimbat. Da. E altceva. Hai, Teo! Acum mama vorbește cu doamna ca să o primească pe Teo. Așa că așteptăm. Briana, vină încoa! Teo, ce pe gimnastica! Dar unde e Mara? Unde e Teo? Mara a intrat și ea la gimnastică. Sunt extrem de fericite că s-au întors la sală. Le era dor. Dor maxim. Noi mergem să mai facem ceva treburi, iar fetele au rămas aici. Să se distreze. Să facă spor. Și am luat ștampile. Hai să mergem să semnăm actele. Pardon, să le ștampilăm și să le ducem la ITM și la ANAF. Briana plânge de când am lăsat fetele. Ea vrea unde vrei, Bri? La gimnastică. Și ce să faci tu la gimnastică? Să fac așa schema ei. Are o schemă. Iubirea. Și am ajuns la ITM să intru, să văd ce trebuie să fac. Și a terminat și mami. Uite. Hai, repede, tati, că trebuie să mergem și la SCM Bacău să facem o cerere ca să înregistrăm pe Teo. Nu. Ca să o schimbăm de la un antrenor la altul. Am venit să înscriem pe Teo la SCM Bacău, dar nu am reușit astăzi pentru că sunt multe rapoarte de trimis la inspectorat astăzi și domnul director era într-o sesiune online și nu m-a putut primi. Am vorbit doar cu doamna secretară. Revenim mâine sau poi mâine. Și prima zi de gimnastică s-a încheiat. Ei, deci, ei, poți să fiți aposete, nu? Hai. Noi nu i-am adus apă, dar de acum vom veni pregătiți. 3 ore în fiecare zi, facem mușchi. Și mergem la mec. Eu mi-au luna de cuniciu. Este facerea ta la gimnastică. Așa, adică 36 de grade. La umbră, aici sunt 50. Deja ne topim, hai, repede. Cred că terasa e ocupată la mec. Așteptăm mâncarea. Mi-a spus mama codul acesta. Și ne vine direct la masă. Crezi? Păi da, obligat să bag. Știu că am pățit-o că trebuie să bag orice număr, numai că ați fost să fac comanda. Am înțeles. Și a venit mâncarea. Sunt sosuri din ăsta, de ce? Numai la meniul ăla, trebuia să fie și meniul de la casă. Aaa. Ok, la mulțumim!
ce jucărie! Ia, ce jucărie? Priana, ce jucărie ai? Ce să faci? Ce este asta? Nu-ți place? Mă duc să o schimb, da? A, e la fel. E la fel, da? Hai. Asta e bumbri? Pe. Ce este acolo totuși? Joker. Joker? Da, asta e Harley Quinn. Ce-i pățimana? Au doar oameni obiti, din asta. E picant. Și? A, îți place picant? Da. Uite, uite cum desface Bri aici. Adriana! Aaa, sunt niște maimuțoi! Joker! Nu-ți place? Vezi cum mare ochiul ăsta? Hai, poftă mare! Mulțumim! Pui adevărat! Carne din pui adevărat, nu mai e tocătură de aia, da, nu? Da, la mechi e pui adevărat, uite. Da. Și cu cine ne-am întâlnit? Cu Sara! Salut, Sara! Bună! Sara, ghici unde a fost mare azi? La gimnastică! Da? Teo! La Gop! Doar ca să-mi scriem pe Teo. Mara a fost doar așa, în vizită. Da! Bravo, Teo, succes! Dați like dacă vreți să-i dăm Teodorei Coca-Cola. Aha. Eu nu vreau să-i dau. Dar dacă adunăm multe, multe like-uri, uităm să guste niște cola. Nu prea-mi place numărul de like-uri. Tu încă nu ai apăsat. Hai, te rog eu să apeși. Pentru Teo, să bea cola. Da? Da? Mergem spre casă, dar nu vă închipuiți cât e de cald. Cald. Am deschis toate geamurile. Haideți, fetelor, în centuri. Și vine tati. A fost după o factură. Facturici. Așa e viața noastră. Trebuie să luăm factură pentru orice. A doua factură. De la mall. Am ajuns la mall, dar nu pentru distracție sau cumpărături, ci tot pentru facturi. E final de lună și trebuie să adunăm facturile de peste tot. Și? Mami vrea să iasă cu fetele la distracție. Și s-a lăsat seara. Mami a venit din oraș. A trebuit să vină tati după mine. Așa că haideți în casă, fetelor. Haideți în casă. Trebuia să ajung mai devreme, dar colega cu care trebuia să ajung a pățit un necaz și a găsit mașina super lovită în parcare. Ia priviți. Așa. Cam așa că se întâmplă cu adolescenții din ziua de azi. Au scăpat de bac și au făcut năzbâti. Noi v-am pupat. Și alta mașină le-a dorit. Asta și cealaltă. Da, tata, da. Da, tata, ești deșteaptă. Hai. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. La culcare. Hai. Hai.